Corul Filarmonicii de Stat Transilvania a împlinit ieri 61 de ani de la înființare, corul marcând în toți acești ani o succesiune de reprezentanții prestigioase, ansamblul fiind aclamat ca o formație de clasă mondială. Corul a fost înființat în anul 1972 în timpul directoratului maestrului Sigismund Toduță. După 2 ani de la înființare, Corul Filarmonic a fost recunoscut ca valoare națională de prim rang, poziție pe care o păstrează și în momentul de față. În anul 2003, numele corului clujan se regăsește pe genericul filmului Patimile lui Hristos în regia reputatului cineast Mel Gibson, cu imprimări realizate la Cluj-Napoca pentru coloana sonoră a acestui film de succes. Printre artiștii filarmonici l-am întâlnit și pe Radu Câmpan, originar din Zalău. Mă numesc Radu Câmpan, am 25 de ani și sunt angajat al Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj. Cine te-a inspirat când ai ales această carieră? În primul rând, cred că domnul profesor Ioan Pribag, cu care m-am pregătit un an de zile înainte să dau la conservator. El a fost cel care m-a chemat să fac această carieră sau să practic acest lucru. Povestea de artist a tânărului Radu a fost puternic influențată de către profesorul său de muzică, ce l-a îndrumat să continue această carieră. Am continuat cu dirijatul până în anul 4, când în anul 4, la finalul semestrului 1, am dat concurs la filarmonică. Am fost 25 de candidați și la tenor cred că am fost 3 sau 4 și am intrat 2 persoane doar. Împlinindu-și visul de a intra în Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca, acesta și-a desăvârșit cariera sa de tenor. La început a fost ceva șocant. Nu mă așteptam să intru și când am auzit că s-au afișat rezultatele și am intrat, doar 2 persoane din 25, pur și simplu mi-au dat lacrimile. Deci a fost o bucurie imensă. Era visul meu să ajung acolo. De când am început muzica, am visat să ajung acolo. A fost ceva extraordinar. Ce înseamnă muzica pentru tine? Muzica înseamnă tot. Chiar tot. Toată ziua cânt, părinții mei nu mai pot deja, frații mei nu mai pot. Toată ziua îmi place să cânt. Asta îmi place să fac. Cred că e cel mai frumos lucru pe pământul ăsta să cânt. E extraordinar. Scena le oferă întotdeauna artiștilor toată atenția, fiind decorată de emoții și noi încercări. Același lucru s-a întâmplat și în cazul zălăuanului Radu Câmpan. Ce simți când ești pe scenă? Tot timpul când intru pe scenă, s-a angajat de o stagiune, 75% dintr-o stagiune, și când intru pe scenă, tot timpul când văd sala plină, îmi vine să zâmbesc. Deci am o bucurie imensă. Tot timpul, și dacă-s răcit, și dacă-s oricât de bolnav, cânt cu o bucurie imensă și tot timpul dau tot. În ziua de azi, majoritatea oamenilor au uitat ce înseamnă cu adevărat opera, lăsând-o la o parte, ea fiind însă o lecție de cultură pentru fiecare în parte. Sfatul care l-aș da este acela să meargă cât mai repede la operă. Mă rog, în Zalău nu avem instituții de acest fel, dar dacă ajung vreodată la Cluj, să meargă cu toată încrederea. E un spectacol extraordinar. Acolo unde e muzică, eu cred că e rai. Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca a fost recunoscută drept valoare națională, aceasta marcând multe succese atât la nivel național cât și internațional. Ne mândrim și noi cu zălăuanul Radu Câmpan, în care activează la acest cor.